Hello, dragii mei, bine ați revenit în Grădina cu Idei. Sunt Monica și astăzi vreau să vă spun că este un soare extraordinar afară, un soare din ăla strălucitor, așa, care te îmbie să faci tot felul de lucruri frumoase. Și uite, așa mi-a venit și mie ideea de a face un handmade, de fapt două handmade-uri astăzi, două, știu eu, creații, două proiecte, așa, foarte, zic eu, simple, foarte ușoare, care ne aduc așa cu gânduri sau ne aduc aminte cumva de vară, ne aduc aminte de zilele însorite, frumoase, după care am tânjit atâta vreme. Din ce fac eu aceste proiecte? Sunt, de fapt, niște chestiuni pe care le-am reciclat. Le voi recicla din dulapul meu de handmade. O să pun pe aici, pe undeva, dacă vă uitați cu atenție, linkul către filmulețul în care eu am făcut curat în dulapurile mele de handmade. Și acolo am avut o serie de obiecte pe care am vrut să le arunc și le-am aruncat și unele care m-a durut sufletul oarecum să le fac vânt așa și m-am gândit că ar fi interesant dacă v-aș arăta și vouă cum le reciclez, cum le folosesc. Și ca să nu lungesc prea mult vorba, haideți să vă arăt ce am păstrat și ce vreau astăzi să reciclez. Primul obiect este valijoara asta. Vă spuneam, eu am două valize din astea cu capacul ăsta transparent din sticlă. Cred că o să trebuiască să îndepărtez etichetele astea de aici și apoi o să vă arăt cum o decorez. Ok, și acum urmează decoratul. Cum voi decora? Voi folosi aceste potpurii sau floricele uscate pe care le-am avut tot așa în dulap. Veioza asta, nu ați văzut-o atunci când am făcut eu curat, dar vă asigur că era în dulapul cu pricina. E o veioză veche, nu știu dacă am dat mai mult de 2-3 euro, nu mai știu exact, luată de la IKEA și are ani buni de zile de când stă singuratică în dulapul cu pricina. Am folosit-o când erau copii mici, o lăsam aprinsă seara, noaptea, însă acum e crescând, vă dați seama că nu mai au nevoie de lampă de veche. Dorm buștean înainte de a pune capul pe pernă, așa încât m-am gândit să o transform totuși în ceva, așa cu un ușor aer vintage, retro. Știți că mie îmi place stilul ăsta vintage foarte mult și mi-a venit o idee care cred că o să vă placă și vouă și este o idee foarte simplă. Ok. Am gândit să o acopăr cu niște pânză. Am aici două variante. Asta cu trandafir. Mie îmi place foarte mult asta, numai că este dintr-o pânză un pic mai groasă, dintr-un bumbac, care și se pretează mai greu la decupat sau la lipit. Plus că este groasă, nici lumina nu răzbate foarte bine din ea, dar mie îmi place foarte mult și oricât aș vrea eu să folosesc, nu pot din motivele pe care vi le-am spus, plus faptul că mi-e tare drag materialul ăsta și mă tot gândesc să fac altceva din el. Știu, niște fețe de pernă, ceva, mă rog. Însă voi folosi pe
este acesta, care este tot cu trandafiri, este mai subțirel, așa, și ușor de manevrat, adică poți să decupezi mai ușor din el ca să-l lipesc pe plasticul de la veioză. Eu deja am tăiat câteva bucățele din materialul ăsta, n-aș putea să vă spun un tipar anume, fiecare după ureche, după imaginație. Am încercat mai multe variante, eu am tăiat niște bucățele pe care o să le lipesc imediat pe veioză.